Există patru dorințe care îți fac ție viața grea. Urmărește acest filmuleț în continuare și o să descoperi care sunt și mai apoi și ce să faci cu ele. Mai întâi, hai să vedem care sunt. 1. Aprobare. În momentul în care îți dorești să primești aprobare din partea celorlalți pentru ceea ce faci tu, nu faci decât să îți îngreunezi viața pe toate palierele. Fiindcă în loc să faci ceea ce ai de făcut, să mergi înainte, să evoluezi conștient, tu tot o să cauți aprobare din partea oamenilor din jurul tău. Mai apoi, separare. Dorința de separare se traduce în sensul că îți dorești să te simți superior altor oameni. Adică, când ai ceva de făcut, la fel, în loc să faci acel lucru, fiindcă asta intenționezi să faci, fiindcă din iubire îți dorești tu să mergi în direcția respectivă și să evoluezi, tu cauți să faci lucrul respectiv, nu pur și simplu ca să-l faci că îți dorești tu, ci pentru ca să te simți superior altor oameni. În momentul în care este prezentă dorința aceasta, din nou ai de suferit și lucrurile merg mai dificil în viața ta. A treia dorință, control. În momentul în care îți dorești să controlezi tu lucrurile, este ca și cum ai ține foarte strâns de ceva, devine dintr-o dată foarte crispat, atât energetic cât și fizic, și din nou lucrurile merg din ce în ce mai greu. Noi suntem invitați să facem la fel lucrurile pe care ni le dorim, ne ajută în evoluție, să alegem să facem acele lucruri din iubire, dar nu cu control. Cu cât mai mult control, cu atât mai grea devine experiența de viață. Și în cele din urmă, siguranță. Noi ajungem să ne dorim siguranță într-un mod fals, uitând că Dumnezeu este Cel care ne oferă deja toată siguranța de care avem nevoie. Și ne dorim noi să simțim siguranță că următorul pas este sigur și următorul pas este sigur, când de fapt soluția este aceea de a ne ceda lui Dumnezeu, măcar puțin, dacă nu de tot, și la fel lucrurile o să curgă mult mai ușor. Deci nu uita, aprobare, control, separare și siguranță. Aceste patru dorințe te încurcă și te limitează, așa că propuneți pur și simplu să renunți la ele. Cedează-le și bucură-te de viață!